În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 180 de mm de pe strada Independenței din municipiul Medgidia, echipele de intervenție Raja ESA sistează furnizarea apei potabile joi 4 martie în intervalul orar 8-17. Vor fi afectați de lipsa utilității consumatorii de pe strada Independenței, blocurile A, C, D, precum și cei de pe străzile adiacente. Raja ESA își cere scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.